Robert Turcescu de verdictul astăzi la Madalin Ionescu Show. Super discuție și în prima parte și despre Putin și despre doamna Șoșoacă, mă rog, cazul Șoșoacă, cu reacții strane ale fețelor subțiri din Europa și mai strane poate ale autorității române, care întotdeauna trebuie să spună o să trăiți serios pe marginea unor teme de genul ăsta, de altfel la care niciun alt guvern n-ar fi reacționat sau o poliție din lume așa cum reacționăm noi. Dacă se întâmpla acolo așa ceva. Cazul Florin Roman, ministrul digitalizării, și-a dat demisia. Ce m-a șocat pe mine nu a fost că și-a dat demisia în urma unor acuze de plagiat sau ce i s-a întâmplat lui, ce a făcut el înainte. Un CV destul de dubios. Un CV, da, să zicem, da, discutabil. A spus așa: plec cu fruntea sus. Asta și m-am gândit, mă, ce se întâmplă? A salvat digitalizarea din România. A avut niște un mandat lung și plin de fapte, înțelegi, da, care vor rămâne în memoria și conștiința poporului român și în istorie. Ce? Adică plec cu fruntea sus. Vorba ta. Comunicarea. Ținem cursuri de comunicare în momente de criză. Dar este cât se poate declar că omul n-a avut nimic pregătit în toată treaba asta. I-a fost năucit complet, adică l-a dat în judecată, îl dă pe, nu știu, pe Cioloș, ăla alt, nici nu știu cum să-i spun, știi, altă paiață care încerca să ciugulească și el un pic de succes din această... Nu, paiață, reformulez, da, uite, CNA-ule, doamna Păcora, reformulez. Te rog. Alt personaj care încerca să ciugulească un pic de glorie de pe urma unei situații scandaloase. Ceea ce mi se... De-aia spun că trăim în videocrație, pentru că oamenii ăștia cumprind câte o ocazie în care zic, bă, aș putea să ies un pic în față, un moț, da, să mi se vadă mai sus decât ceilalți, da, să chinuie să facă lucrul acesta. Este nebunie curată. Florin Roman... plec cu fruntea sus. Băi, el nu-i băia rău, ca să zic așa, înțelegi? Știu că l-am avut invitat. Dar nu-i băia rău, știi? Dă din gură mult, e bun, are mangleală, cum se spune, dar multă mangleală. L-am văzut și la tribuna Parlamentului. E și haios, are o ironie așa. Da, are momente în care chiar e haios. Dar sigur că asta e o declarație nefericită, adică ce, plec cu fruntea sus. Sigur, având în vedere că te-ai făcut zob, deci ai dat cu capul de asfalt, politic vorbind, știi, în metafora asta, sigur că pleci ridicând puțin fruntea sus, așa ca să vezi pe unde mergi, drangă fiind de atâtea de lovituri, că asta a fost năucitoare, tot ce este seria asta, știi, de lovituri în toate. Pe de altă parte vreau să pun un accent, falsificarea biografiilor, autofalsificarea, propria falsificarea sub semnătură proprie, dacă vrei, a biografiilor unor personaje din România este, care ajung în astfel de poziții, este spor național. Păi, spor național. Dar o să te rog eu frumos, poza asta de aici, cum să spun, cu el, dezbrăcat cu prosop, despre care s-a vorbit, s-a râs, s-a făcut mișto mult, e foarte importantă și în contextul celorlalți subiect pe care am înțeles că vrei să-l atingem, ăla cu Danileț. Da. Adică pe Roman, când a apărut o fotografie de genul ăsta cu el în spațiul public, dată probabil de una din gagicile pe care, nu știu, încerca să le vrăjească el sau poate s-a fotografiat ca fraierul de unul singur. Și o fi trimis unui prieten. Și o fi trimis nutriționistului să-i arate cât a slăbit. Exact așa. Da. Și i-au găsit unul telefonul și... Nu contează. Da. Dar s-a speculat mult pe ea, s-a făcut mult mișto, a fost pus la stâlpul infamiei pentru chestia asta. Uite-l pe ăsta cum se pozează, ce voia să fac. Mă, dar când a venit vorba de Danileț, care a avut ipostaze, din punctul meu de vedere, mult mai ridicole decât Florin Roman. Hai să le vedem. Exact, hai să le așa? Vedem. Apropo de Danileț. Sărit o să spună că e vorba de aspecte ale vieții private și că nu trebuia să încurcăm una cu alta. Zeu, Franț, iar avem dublă măsură? Nu! La fel, mult mai ridicol este Danileț la un moment dat când pentru niște audiență pe TikTok, da? Ia uite-l, joacă în filme cu, zici că e Bruce Lee, Jackie Chan sau cine... Bă, adevărul că asta o fac și eu, deși... Bă, asta o fac, uite, trebuie să mărturisesc că aia cu Nunceagu, da, e probă de mare virtuozitate, nu știu cât de mare, dar de virtuozitate, da, în chestia asta, asta este, da? Dar el putea în chestia asta, nu înțeleg de unde exhibiționismul ăsta. Stai un pic. Da. Deci, are centura neagră? Nu știu dacă e neagră, am văzut-o că e un blomarin închis. Bă, sincer, dacă mă antrenez 3 zile, fac și pe asta cu un ceagu. Ați convins, da, nu cred că e. Păi n-ai vezi că nu-l învârte. Iar asta sub apă, cred că sunt
aproape dacă mă joc cu fiimea până piscină, înțelegi? Că ea mă aleargă de obicei. Nu, dar uite, dă-o pe aia cu un ceacu, ca să nu fiu considerat un... Uite-te tu puțin la secvența asta. Aici. Gândește-te la un moment dat că vezi secvența asta. Ce are? Și ascultă-o puțin. Ajungi a doua zi sau a treia zi sau a treia săptămână sau în anul următor în fața judecătorului, judelui Cristi Danileț, care o să bată cu ciocănelul în ceea ce privește speța pe care o ai tu cu mitică. Da? Mm-hmm. Și bă, te uiți la ea și zici, aoleu, cine mă judecă? Aoleu, păi stai mă, nu e ăla pe care l-am văzut? Da, mă, vezi, nu-l învârte nunceagul. Da, e paranteză. Nu-l învârte. Nu-l învârte deloc. Da, nu-l învârte. Doar îl bagă mintea. Dar trebuie să admiți că dacă nu ești m-aș lovi. Atent, nu, dacă nu ești atent, dar poate a dat, poate l-a făcut încet și a dat pe repede în aia. Tu să știi asta, zic că nu-l învârte, nu e nicio șmecherie. Am văzut niște puști de 10 ani prin China, 8 ani, păi... Fac lucruri fabuloase. Mamă, deci crede-mă. Bine, nici eu nu mai... Dar eu știu pe Cristi Danileț, trebuie să mărturisesc că am avut o relație de amiciție cu el până în urmă cu niște ani când a devenit un fervent susținător al cauzei LGBT în sensul susținerii până în prăsele a ideii de mariaj între persoane de același sex și am avut cu el un dialog destul de contondent, dar civilizat totuși, da? Vorba lui Becale, cum era ce. El m-a făcut zdreanțul, eu l-am făcut nu știu ce, dar nu ne-am certat. Nu ne-am jignit. Nu ne-am jignit. El cu mitică Dragomir. N-am ajuns acolo. Cred că în scandalul cu mitică Dragomir. N-am ajuns acolo, dar am avut un schimb de replici așa pe mesaje, le-am și recitit astăzi și, domne, omul, eu știam de dinainte, nu spun lucruri pe care, cum să spun, să le dezvălui dintr-o relație de prietenie, chestiuni de, care nu se spun, nu, că le știe toată lumea. El era nebunit, de exemplu, să apară prin... te trezeai cu el dacă ajungeai într-un weekend în, sau chiar în timpul săptămânii, mai degrabă în timpul săptămânii, până puburile în care se cântă karaoke în centrul vechi, te întâlneai cu Cristi Danileț, care cânta de la muzică rock până la muzică pop, avea înțelegi? Voce, da, destul de bună, da, cânta la karaoke, plăcerea lui, dar și asta arată un soi de dorință de a fi în fața unui auditoriu, de a fi apreciat și pentru lucrurile pe care le are dincolo de calitățile lui de, să zicem, de jurist, nu știu, de bun magistrat este, dar probabil că omul voia aplauze și de la un alt, și de la un alt public. Era prea sec zona asta. Da, poate că dorea și niște încurajări de la personajele de sex feminin, da, care iubesc, știm bine, sigur, bărbații cu mâși și cu voce, da, așa. Așa că probabil că pe aici se învârt lucrurile cumva. Mi-ar fi fost în continuare simpatic dacă nu ar fi ajuns la un moment dat, cum să spun, să coboare la nivelul ăsta. Dom'le, mă apuc să fac filmulețe pentru TikTok. Băi, să fim serios, te uitași tu pe TikTok-ul ăla, ai văzut despre ce este vorba. Sigur că sunt și unii oameni care postează niște chestii absolut haioase, dar e plin, frate, de maneliși, deci totul e o manea în TikTok-ul românesc. Cocălăreală. Cocălăreală, glume de prost gust. Niște farse din alea absolut imbecile la care numai să râzi nu-ți vine. Deci este absolut înfiorător. Poți să-mi spui și mie totuși ce caută un judecător într-o astfel de... Bun, să-l dea afară pentru... Nu. Aici, tăia gardul. Dar aici e iarăși o... Atenție, o capcană. E o capcană. Okay. Pentru că sancțiunea care vine de această dată asupra lui Cristi Danileț e prezentată astăzi opiniei publice ca fiind... în siajul, doar în siajul acestor filmulețe de pe TikTok și titrează toată presa hashtagistă, pentru asta să-l dai afară. Nu. Domnul Cristi Danileț a mai fost sancționat în sensul care i s-a mai atras atenția pentru opinii politice evidente, atenție, nu rostite. Da, pe zona progresistă. Nu rostite, ci scrise într-un volum pe care l-a publicat în urmă cu ceva vreme. Deci omul a derapat și a deraiat de pășina imparțialității, nu imparțialității, rezervei pe care o impune, funcția pe care o ocupă, de mai multe ori. Uh-huh. Sigur că în CSM, ca peste tot în țara asta, există tabere, găști, polițe care să plătesc. Astea au fost niște materiale aruncate pe piață acum, în acest context curese, pentru a-i crea o imagine de zgubilitic un pic. Da. Dar ca să prindă la public și să spună, bă, săracu. Da. Pe data de într-adevăr, și... ce spui tu este corect. Ieri a fost ziua lui și eu cred că este momentul în care Cristi Danileț
s-a lansat și-a lansat o poziție politică, să spunem, da. A asumat deja o poziție politică, pentru că aceasta el intră în panoplia deja de personaje care pleacă, cum să spun, violate de sistem, da, gen Laura Codruța Kövesi. Da? Adică, uite-mă, după cât bine a făcut omul ăsta, a muncit, a cutare, nu știu ce, niște nenorociți, da? L-au dat afară. Și acum, la aura asta a lui, da? Vin și adaugă plus valoare Tudor Chirilă, Cărtărescu, ambasada Statelor progresistă, Unite, Comisia Europeană. Și a exprimat îngrijorarea serioasă după excluderea judecătorului Cristian Daniles din magistratură. Da. Urmărim cu serioasă îngrijorare ultimele evoluții privind măsurile disciplinare împotriva judecătorilor români. Mai sunt câțiva de la Constanța, vreo 5, care au fost sancționați în această perioadă pentru anumite, să zicem, decizii pe care le-au luat. Nu știu, nu mă bag, pentru că nu cunosc foarte bine speța respectivă. Dar iar mă deranjează faptul... Iartă-o puțin. Da. Dar cu serioasă îngrijorare Comisia Europeană nu a putut să urmărească puțin faptul că de mai bine de un an de zile în spațiul public din România au fost arătate niște imagini cu saci de voturi la sectorul 1, în care se umbla cu furca și așa mai departe. Și că e o anchetă în desfășurare despre care nu se mai știe nimic, nu se mai întâmplă nimic. Bă, ăia de la Ambasada Americii, de la Comisia Europeană, de peste tot, nu le tremură un pic inimioara pentru democrația românească în momentul în care au apărut astfel de secvențe? Nu au zis, mă, nimic. Cărtărescu n-a ieșit să spună nimic despre ce am văzut cu toții în imagini la sectorul 1. Da? Domnul Tudor Chirilă n-a zis nimic apropo de ce am văzut ca imagini la sectorul 1 sau alții din această categorie. De asta spun, a naibii dublă măsură, coane fănică. Da? Deci, curat cum murdar. Așa? Curat murdar, coane fănică. Curat. Cum așa, mă? Înțelegi? Cum așa? Da, mi se pare pertinentă și această observație. Oricum, mă deranjează condiția asta de vorba lui Palada de județ Vaslui al Europei, în care de fiecare dată se trezesc ăștia de la Primăria Capitalei să ne atragă atenția, că îi mușcăm, că nu știu ce facem, că nu am făcut supa cum trebuie, că suntem niște tembeli care tot timpul trebuie educați și așa mai departe. Jandarmul care a căzut de pe cal la parada de 1 decembrie. Ăsta e filmul Jandarmul, Calul și Procurorii. Da. Da, nu mai avem cu lui de Fânes, săracul. Ce să facem? Tu ai înțeles de ce s-a dus? Era beat. Nu s-a urcat pe cal. A făcut de râs haina militară, asta am înțeles. Da. Cam asta e ideea. Zi-mă, Silviu, care e treaba? Ce îi se reproșează? Stai și... Da, îi se reproșează exact acest lucru. Cum s-a urcat pe cal, cum trebuie, nu știu. Nu, îi se reproșează faptul că a făcut cumva de râs arma. Arma numită jandarmerie, da? Dar că nu era instruit să urce pe cal omul. Avem imaginele care aveam, nu? Am înțeles, dar cum să zic... E penibilă. În loc să privească, vezi, mă, asta e problema de fapt în România. Noi când trebuie să avem umor, devenim niște gomoși și niște din ăsta, că asta era o chestie de umor în care, dacă erai deștept la jandarmerie, da? Comandantul jandarmeriei ieșea și spunea, l-am trimis să încalece și să descalece de 1500 de ori, da? Și să-l vedeți într-o lună de zile că va fi cel mai bun încălecător, descălecător de jandarmeria română. Sărac. Și cu asta închideai toată povestea și toată lumea se amuza că astfel de secvențe sunt în toată lumea. Nu. Ăștia, înțelegi? Au început cu asta. Era matol, era... Da, mă, scuze pentru expresie. O fi fost o influență alcoolului. Că se discute și asta. Înguste. Nu era, nu știa. Și să distrugi destinul unui om acum, că dacă nu era unul care să se fi nimerit în preajmă să filmeze, înțelegi? Nu să întina niciun fel arma jandarmeriei, da? Da. Mai degrabă să strică arma jandarmeriei pentru mizeria aia de uniformă de le-au pus-o pe ei. Mă, uite-te și la ei, săraci, cum arată. Tu îi vezi pe ăștia cum arată, zici că sunt căluși și armă. Deci, acum, pe bune, nu am nimic cu domnule, să mă ierte Dumnezeu, dar... Ce-a făcut omul? Băi, ce-a făcut mă greșit ăsta? Am râs cu toții, ne-am amut. Să ajungi să ai un pic de experiență de viață și un pic de umor în țară, ca să poți să înțelegi lucrurile astea altfel, știi? Nu mă, trebuie să ajungi... Cum să te repezi la trebuie să ajungi să ai în fruntea acestor instituții... Da, niște oameni, relaxați. Normali. Băi, mă, niște oameni normali. Băi, atât de greu să găsești astăzi niște indivizi care să aibă, repet, Eu sunt convins că ăsta, dacă ieșeam public roșu la față, da, timid, timorat, terminat după faza asta, îl ierta toată lumea. Eu îl trimiteam cumva...
Nu ți-a spus că îl puneam, să, îl puneam și puneam în fiecare zi, îmi făceam cont al jandarmeriei. După trei zile ieșeam cu el călărind. Pe pagina de Facebook, da? Da. Uite, spuneam, a făcut progrese. A făcut progrese să încalcă. Sigur că omul ar fi luat, era ok. Îl trimiteam la Zoo Băneasa, poponei ăștia. De deci ce poate să-l trimiți? Să mai avea puțin să spună că îl trimit în fața tribunalului militar și după aceea în fața plutonului de execuție. Da. Niște nebunințe, mi-e milă pe toată povestea asta. Eu sper să se găsească, îl vor da afară din jandarmerie. Da, asta da, va fi clar, clar. Consecința acestei să fie dat în judecată și pus să plătească daune, inclusiv, daune, da. Deci daune jandarmeriei. Cu alte cuvinte, să mai facă vreo unul, vreo dată, așa ceva, să ajunge, uite, ce a știi făcut? A fost contextul ăla în care au mai apărut unii pe ăla, pe unde, nu Cluj. Da. Ăia de, au mărșăluit ciudat, era unul care știi că era în contratim cu colegii. Da, 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 înțeleg. Și a fost prea mult, e probabil ceva. Că s-a creat așa o senzație că avem niște instituții, vai mama lor. Ia uite și tu ce mă, sunt jandarmii români. Trebuie să recunoaștem. Avem niște instituții, vai mama lor. Trebuie să fie foarte clar. Da? Astăzi, la Piața Unirii, da? Mă iertă Dumnezeu, a pus unul în intersecție. Știi cum e? Nu te mai uiți la semafor când este polițistul în intersecție, da. Te iei după semnalele lui. Exact. Înțeleg chestia exact. Asta. Da. Da? Am trecut la milimetru din cauza lui care era în intersecție. Am scăpat cu viața la milimetru, că era să mă izbească unul, da? Pentru că ăsta a dat drumul, ne dădea drumul și nouă care veneam și aveam roșu deja și ne făcea semne, dar nu ridicase mâna să-i țină pe ele alți pe loc. Le dăduseră și el, la drumul. Ăia din spatele meu, care aveau mai puțină viteză, așa, au încetinit, au oprit. Ăla, probabil că polițistul le-a spus, stați cu tare. Eu, având că nu m-am apucat să se opresc, da. Am trecut rapid. Horror. Era să mor acolo, înțelegi? Mi-a venit să mă dau jos să-l bat, înțelegi? Ăla trebuia, într-adevăr, chemat la omul. Dar în cauza unora din ăștia care nu înțeleg să-și facă cum trebuie meseria, poți să ajungi să întâmplă tragedii. Da? Și tu le-ai pe ăsta care săracul... Puteai să-l scoți frumos din... Era și într-o zonă, după cum vezi aici, da, unde întoarce tramvaiul 41 aici, la zona asta cu... Așa? El era într-o zonă unde era în afara... nu era la parada acolo unde se întâmplau lucrurile. Era cred că a fost și timorat, foarte timorat. Da, nu știu, s-a întâmplat cu ciudățenii. Păcate. Bă, băiete, să fie un om generos care ne vede acum, dacă te dau ăștia afară, să te angajeze pe undeva. Că n-ai omorât pe nimeni, ai căzut de pe cal. Se întâmplă, asta e. Și-a dat calul cu fundul de asfalt. Asta este. Ce ne pare rău de cal, da. E adevărat. Lasă-l că n-a pățit vreo nenorocire majoră. Se întâmplă. S-a ridicat. Bun. Foarte repede de abordat o situație. Ludovic Orban și-a anunțat că și-a făcut o formațiune. M-a spart, dacă pot să vorbesc acest termen, mai puțin elitist, denumirea formațiunii, Forța Dreptei. Da. E ca și cum asta așteptau românii întotdeauna. Bă, în sfârșit un partid care să aibă numele ăsta, bă, tată, să fie cu dreapta, cu ceva. Asta vor românii. Te-a luat prin surprindere. Sunt terminați după denumirea asta de dreapta, Forța Stângii, Forța Dreptei. E ca cum să zic, e o chestie divină, e în sfârșit, uite asta așteptam, nu americani, nu mai vrem americani, vrem Forța Dreptei, frate. Da. Asta, ați și convins, adică în pandemia asta, cu gestionarea asta, PNL-ul a fost foarte bun, Ludovic Orban, prim-ministru, excepțional, așteptau să facă Forța Dreptei, că asta își doreau românii. Times New Roman, o replică acidă, fii atent, o avem. La replica Times New Roman la apariția asta politică. Nu asta, într-adevăr, și asta puteam să o dăm. Dar Times New Roman e important, că nu vreau eu să citez ce spune Times New Roman. Dacă nu găsiți, asta e, nu știu. Ia, Partidul lui Rom are un succes, milioane de români practică Forța Dreptei zilnic. Da. Și îmi pare rău, da. Trebuie să mai faci și mișto sau să mai ai umor. Corect, fără discuție. Fără da, discuție. În urma unor astfel de situații. E trist ce se întâmplă astăzi în România. Anul 2024 va fi anul în care va exista o fărâmițare teribilă pe scena politică. O să vezi că apar, trebuie să intre în Parlament, că e ordin de la Uniunea Europeană și un partid ecologist. Atenție! Și o să avem astfel de... Așa, va fi... Crezi că... Va intra în Partidul Ecologist? În... Nu știu care din ele, că noi avem mai multe și s-ar putea să mai apară încă unul până la acel moment. Păi poate se transformă Orban în partidul în Forța Ecologistă. Ce se întâmplă acum este în oglindă cu ceea ce se întâmplă cu PSD-ul, cu Dragnea. Deci Dragnea își face un partid mai la stânga PSD-ului, da? Și Orban își face un partid mai la dreapta PNL-ului în acest moment. Și ne așteptăm și la un partid mai progresist decât USR-ul. Se poate.
Hai să râzi, da, chiar se poate și lucrul ăsta, da? Fi, da, nu se poate, ăștia deja, cum să spun, da. Ei deja pierd teren în acest moment. Toți românii așteaptă înfigurați, disperați aproape o astfel de apariție. Ne dorim din suflet să apară un partid mai usărit decât USR-ul. Da, pe de altă parte trebuie să admitem că vremea liderilor politici, nu numai în România, ci peste tot în lume, e un subiect care mă fascinează pentru că mă tot uit la el, a cam apus. Deci avem numai niște blegi în fruntea partidelor. Hai să zic, uite de la Forța Dreptei. Da. Cam asta e Forța Dreptei în acest moment. Uite de la filmulețul ăsta. Da. Hai să ne uităm la filmulețul. Mm-hmm. E scurt. Uite, dă cu dreapta. Asta e Forța Dreptei. Lasă-l, gata. După aia reușește. Forța Dreptei. Da. Prima oară n-a mers. Ăla era... Mai trage, mai dă o dată. Mai dă o dată. Forța Dreptei. A dat prima oară, deci asta e Forța Dreptei. S-a și... Cum se s-a încordat ca lumea de tot. Și-a mângâiat. Bun, hai să... Asta e Forța Dreptei din România. Dar trebuie să abordăm povestea asta cu tipul ăsta, cu C. Smith, ăsta Smith, de la Reuters. De la Reuters, da. Președintele Agenției Internaționale de Știri Reuters este de asemenea un investitor important și membru al Consiliului de Administrație al Pfizer. Reuters este cam a patra, în primele patru agenții care informează opinia publică mondială pe orice temă. Este, deci, top 4 din punctul ăsta de vedere și a făcut un obicei din a taxa orice fel de teorie care iese cumva din... E un fact-checker. Deci, da, fact-checker. Da, din, să zicem, viziunea oficială legată de criza COVID și a tot considerat fake news și teorii conspiraționiste orice chestie care era cumva în afara acestor povești. Acum poate înțelegem de ce. Ți se pare o chestie ok? Adică, nu. Acest melanj... Dar, casca, vă rog, că nu-l mai opere, Robert. Nu m-am auzit nici pe mine. Lucrurile au luat o razna de multă vreme. Șmecherii ăștia din Big Pharma, din Big Tech, din toate zonele astea în care se învârt bani cu lopata și se fac bani foarte mulți, au înțeles un lucru. Bă, de ce să ne luptăm, mă, noi cu presa, cu nu știu ce, cu băieții ăștia și așa mai departe, da? Că de ce să riscăm? Riscăm, e consum de energie, pierdem bani. Dacă dau ăștia o știre mai invers, ne scad acțiunile la bursă, de ce? Și atunci eu cumpărat și cumpăr în continuare. Da? În ce fel îi cumpăr? Să înțelegem, nu e că îi iau la sacoșă, că le dau banul la sacoșă, dar îi introduc în diverse întâlniri elitiste. Vă invităm să participați la simpozionul cu tare. Da? Vă invităm să... Iată, stai un pic, că vreau să vă zic și foarte important ce ai spus. Smith face parte, de asemenea, din Consiliul unui departament al Forumului Economic Mondial. Iată. Deci, care declară, prin vocea lui Klaus Schwab, organizatorul acestui forum, marea resetare. Bineînțeles. Da? Dar atenție, la nivel mai mic, sau ca să-i cum îi aduc aproape? Îi bagă în diverse ONG-uri. Îi invită ca specialiști în diverse comisii și comitete. Da? În aceste... Dar cum poți să mai abordezi povestea acestor vaccinuri? Ca șef al agenției Reuters, tu fiind membru al Consiliului de Administrație Pfizer. Mi se pare incredibilă pentru situația. Pentru că s-a terminat... De imoralitate inimaginabilă. S-a terminat și partea deontologică a acestei profesiuni numite jurnalism. Ea a murit odată cu apariția internetului. La revedere! Din acel moment, partea de deontologie s-a dus naibii, la revedere, nu mai există, din nenumărate motive, poate odată, dacă nu-i plictisim foarte tare pe telespectatori, să povestiți și despre asta. Dar vreau să spun ceva. Băgându-i în acest cerc restrâns de inițiați, da? Băieții ăștia, de la Reuters, să zicem, da? Nenea ăsta, altul de pe nu știu unde, da? Află niște informații, da? Află că, spre exemplu, urmează o criză pe nu știu ce. Află, de exemplu, că următoarea afacere profitabilă va fi cu panouri fotovoltaice. Dar nu cât a fost până acum. Va fi de mii de ori mai profitabilă decât până acum. Și băiatul ăla trage și el cu urechea. Și o fi zis, bă, ia să cumpăr, mă, și eu acțiuni, că auzi că vine o chestie nasoală cu un virus. Îți dai seama, s-a vorbit în cercul al nostru, da? Am niște informații pe chestia asta. Ia să cumpăr eu, mă, niște acțiuni la cine sunt principalii producători de vaccinuri din lumea asta. Pfizer, Moderna, Novartis, eu și la Glasgow, Smith. Ia să iau niște acțiuni. De cât, mă? Păi
am să iau, da, dă niște sute de mii de dolari, da? Și deodată, peste noapte, să trezesc milionar când apare toată nebunia sau când lansează aia vaccin. Da, oricum, mi se pare iar o chestie ciudată. Nu intrăm în teorie conspirație, nu vorbim despre vaccinuri, calitatea lor. Mi se pare iar unul dintre aspectele cel mai urâte ale presei în acest moment. Ce se întâmplă acum? Care presă, repet? Da, și asta e o întrebare pentru altă ediție. Vedere. S-a terminat. Hai să încheiem cu niște virale, că nu mai avem. Da, bravo, da. Mai și zâmbim. Hai să mai zâmbim. Am zâmbit astăzi, am râs. Da, da, să știi că n-a da. Fost... Hai să vedem niște virale de final, pentru că ne-am lămurit în privința situației presei la nivel internațional și ceea ce face Smith, acesta de la Reuters, o devedește din plin. Chiar dacă trăim astăzi sub o presiune majoră, n-am mai spune adevăruri, în fața românilor. Asta mi se pare foarte tare. Asta, da. Profesor doctor universitar Noțu Cămătaru, procedură rapidă de recuperare a creanțelor, cereri, ce comentarii, practică judiciară. Deci, acolo, cred că tot da, ce trebuie. După ce a lansat cartea, a revenit în atenția opiniei publice. Da, e un profesor universitar. Hai să trecem. Și să scoată și ăsta, Columbeanu, o carte despre provocările adolescenței. Uite aici, da. Calul. Aici trebuie avea parada, pentru că a scos niște sunete speciale în ediția precedentă. Calul e, da, are treaba lui acolo. N-a rezistat și... Da, mi se ori pare, pare reciproc avantajos. Da, ori al adresat, ori Dumnezeu știe. E reciproc da. Avantajos. Okay. Trecem peste această poveste. Așa, asta e pisica fitness, este genială. Bă, nu pot să cred. Dau și mă întreb dacă e real. Este absolut fabulos. Nu pot să cred una ca asta. Au și chinuit-o. Au și, nu știu, să dreseze o pisică să facă asta mi se pare imposibil aproape. Da, incredibil, realmente. Dar e foarte și să știi că se pricepe, adică nu, nu e... Bine e, de tot. Da, e chiar... Mult peste da, mine. Da, dar nu e... N-aș putea să fac asta. N-am nicio șansă. Asta nu știu, n-am văzut-o. Rău. Da. Da. Când nu ții foarte mult la iubita ta și n-ai timp de ea foarte mult. Da, mă rog. E un fake, cred că o mică făcătură aici, dar e interesant. Rău. Da, exact. Hai, mai dați în ceva. Asta cu masca, da, cu viitorul ce ne așteaptă. Ăsta n-are mască în mall. Și vin băieții. Da, și liniștesc. I-au dat, da. I-au dat roboții pe partea asta cu masca. Nu stai, cred că sunt departe, dacă e ce e bine, dar nu cred că... Hai să mai dăm ceva. Ăsta ce e? Slavă Domnului că ai venit acasă? Aleșina pomul. Dar bine că ai venit. Dar noi n-am făcut nimic, doar aleșina pomul. Pisicile sunt specialiste în astfel de chestiuni, dar da. Am așa este. Văzut. Mai avem ceva pe ăla cu motocicleta? Da. Mai aveam vreo 10 virale pregătite. Da. Hai să mai dăm vreo două, a? A, bă, că avem tip 30 de secunde. Da. Hai să mai dăm unul pe final, așa. Pentru cei care s-au uitat până la această oră, extrem de târzie, fii atent ce cascadorie e la asta, cu motocicletă. Nu pot să cred. Fabulos. Mi se pare deci incredibil. Este... Da. N-aș, deci, în vecii vecilor, n-aș o trambulină ceva. Acolo făcută special. O trambulină și uite unde se duce. Da. Deci riscurile da. Majore. Nu, da, se salvează și el, se salvează și să despart. El cu parașuta lui da. Și motocicleta cu parașuta ei, ca să zicem așa. Din ciclu, da. E bine da. Să ai o parașută sau două. Da, vreme rea. De vreme rea. Da. Mulțumesc foarte mult, Robert. Crezi că ne-ai ieșit în seara asta și fără Mirel? Da? Eu zic da. Că ne-am descurcat. Da, o să vină cu forțe proaspete convins, de la ski. Asta este ideea. Da. Și îi transmitem da, nu știu dacă pârtie! Nu știu dacă și-a luat trotineta acolo. Nu prea el cu trotineta. Da. Da. Ne revedem săptămâna viitoare, Robert. Sigur, mulțumesc. Chiar dacă ne apropiem de Crăciun, săptămâna viitoare avem o ediție, o săptămână încărcată cu foarte multe poveștari. Mulțumim, grație Filipide, sau mulțumesc, că n-am de zis. Da. Grație Filipide pentru această ținută. Bravo, e? Da. E bine, progres. E bine. Metropola TV, o nouă ediție, Mădălin Născușeu s-a încheiat. Numai bine, ne revedem mâine seara de la ora 21.